O să avem amendă. Cine va... Cât? 5.000 de euro. Cât de mare? 5.000 de euro. Spus. E mai greu să-l mai prindem pe Dan Petrescu și, de fapt, pe CFR. Cum l-a prins viitorul. În acel moment, nu? Este mai greu. Dar însă, în fotbal se poate întâmpla orice. Cu siguranță că CFR nu va arăta cum a arătat cu viitorul, dar e și meritul viitorului pentru jocul slab al CFR-ului. Așa că noi ne așteptăm să întâlnim un CFR extrem de puternic, cum îl știm toți.